De la idee la un business inteligent. Află cum poți atrage finanțarea potrivită. Împreună cu ADA, primul asistent virtual pentru programe de finanțare. BCR. Salutare, dragilor, bine ați venit la Banii Mișcare. Continuăm să vorbim despre sectorul de construcții din România. Invitatul meu de astăzi, domnul Geo Mărgescu, membru în conducere Asociației Investitorilor de Real Estate din România. Bine ați revenit la Banii Mișcare. Bună ziua și bine v-am regăsit. Mă bucur să vă reavem în discuție. Aveți o expertiză foarte relevantă și aveți multe proiecte cu experiență relevantă în acest domeniu. Aș vrea să înțelegem ultimele tendințe din piața de construcții, în special cu focus pe București, pentru că este capitala și cel mai important în acest sector, mai ales în contextul planului urbanistic, care în continuare este incert. Da, în primul rând aș vrea să spun că un oraș ca București se dezvoltă cu viziune și viziunea se materializează printr-un plan urbanistic general al orașului. În momentul ăsta, din păcate, lucrăm cu un plan urbanistic aprobat acum 23 de ani și studiat poate doar câțiva ani după Revoluție, deci un plan urbanistic care trebuie îmbunătățit foarte mult. S-a început un nou plan urbanistic, dar un astfel de demers ia foarte mulți ani, 2, 3, 4, poate chiar și mai mult. Mai ales că Bucureștiul s-a dezvoltat masiv între timp și schimbările sunt foarte mari de la unul la altul. Așa este, așa este. Chiar planul acesta imperfect pe care l-avem astăzi la dispoziție prevedea și cerea puzuri pentru anumite zone, de exemplu parcele mai mari de 3000 de metri. Uh-huh. Deci el însuși cerea derogări de la prevederile lui. Sigur că de 400 de derogări într-un an nu fac bine unui oraș, dar nici să, așa cum am spus la emisiunea noastră, să reparăm o greșeală cu o altă greșeală. Acum nu s-a aprobat niciun puz de 3 ani, probabil, și cred că nici asta nu e bine. Cred că avem nevoie de o viziune a primăriei, o viziune care să spună, până la aprobarea noului plan urbanistic, vreau să dezvolt zona respectivă sau platforma industrială respectivă sau Gara de Nord, de exemplu, sau diverse zone cheie ale Bucureștiului și sunt gata să încurajez investițiile în zonele respective, alăturând și funcțiunile potrivite pentru fiecare zonă. Deci, cred că e imperios necesar ca acest lucru să se întâmple, pentru că am văzut investitori mari care se pregătesc să plece din țară pentru că nu au proiecte, sau alți investitori care vor să schimbe domeniul de activitate tot. Dar am văzut deja cifrele pe București ca investiții în acest sector, construcții și tranzacții imobiliare raportat la baza de active, superformează cele mai slabe cifre din ultimul deceniu și chiar dacă creșterea de business se vede în continuare în București, este mult mai mică față de alte orașe importante precum Cluj, Timișoara și este clar că aici Bucureștiul merge cu frâna trasă puternic în acest sector. Suplimentar, pe acest context de incertitudine urbanistică și investiții în scădere, mai avem și modificările fiscale care se discută în această perioadă și un context economic general provocator cu inflație, dobânzi ridicate care pun presiune pe creditare și cerere. Cum vedeți aceste modificări fiscale? Știți cum se spune, o nenorocire nu vine niciodată singură, așa că, într-adevăr, modificările fiscale pun presiune suplimentară pe piață. Luând pentru TVA-ul, de exemplu, creșterea TVA-ului la locuințe, o să facă doar să crească prețul acestor locuințe, pentru că, de fapt, e o taxă directă pe care o plătește utilizatorul final. Iar dezvoltatorii au doar două moduri de a contracara această creștere, scăderea calității produsului sau scăderea suprafeței apartamentului. În condițiile în care și cererea nu poate ține pasul cu aceste prețuri datorită dobânzilor ridicate. Exact, exact, exact. Și atunci, în situația în care noi deja avem cel mai mic număr de camere pe locuitor și cele mai aglomerate locuințe din Europa. Uh-huh. Deci, sigur că nu poate face bine această creștere de TVA. Mergând apoi la CASS, aplicată salariilor din construcții, iarăși, doar scăderea salariilor sau creșterea din nou a prețurilor, iar impozitarea generală. Dar
Banca la Negru, că de acolo a pornit problema. Sigur, și evaziunea fiscală, toate aceste creștere de taxe, în situația în care eu cred că o industrie care contribuie cu 14% din PIB trebuie încurajată și nu suprataxată. Și, în general, cred că trebuie să găsim soluții pentru a crește masa impozabilă și nu pentru a crește taxele. Așa este, că pur și simplu creșterea de taxe nu înseamnă neapărat încasări mai mari la buget, mai ales pe un trend de scădere a cererii cu putere de cumpărare diminuată. Foarte așa interesant. Este. Să vedem ce va urma și să ne reauzim pe viitor. Aveți cifre foarte relevante la nivelul Asociației Investitorilor de Real Estate și m-aș bucura să le revedem periodic pentru a urmări trendurile. Mulțumim pentru o discuție și mult succes! Mulțumesc foarte mult! Dragilor, mulțumim pentru că ne sunteți aproape. O să continuăm să vedem piața de construcții. Trecem și către zona de spații de birou și logistică, așa că țineți aproape și nu uitați. Banii sunt întotdeauna în mișcare. Ai urmărit Banii în mișcare, o emisiune sponsorizată de ADA, primul asistent virtual pentru programe de finanțare. BCR.